În contextul unui mediu economic mereu în schimbare, șomajul poate deveni la un moment dat o realitate pentru mulți salariați. Indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă. Vă prezentăm documentele necesare pentru a solicita indemnizația de șomaj în România. Pentru a beneficia de acest sprijin, este necesar ca persoana în cauză să depună un dosar pentru șomaj, prin care va înainta o serie de documente care atestă eligibilitatea acestuia. Acte necesare, cerere, actul de identitate în original, acte de studii și de calificare în original și copie, adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, ori că are eventuale restricții medicale, acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, care este de 598 de lei. Carnet de muncă în original și copie și adeverință de la ultimul loc de muncă. Acest document trebuie să conțină informații despre perioada în care ai lucrat la ultimul loc de muncă, salariul tău și motivele pentru care ai fost concediat sau ai demisionat, valabil pentru persoanele care au muncit anterior. Indemnizația de șomaj depinde foarte mult de durata stagiului de cotizare. Astfel, conform articolului 39 aliniatul 3 din legea 76 din 2002, se acordă pe o perioadă de 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu mai puțin de un an, 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 și 10 ani și 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Această indemnizație crește dacă șomerul a contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 3 ani.